Știați că jazzul s-a născut în jurul anului 1900, în orașul New Orleans din Statele Unite ale Americii? Deși patria jazzului este America, acesta își are originile în ritmurile tobelor africane care a traversat oceanul și a ajuns în Statele Unite odată cu sclavii ce munceau pe plantațiile de bumbac. Jazzul nu s-a născut dintr-o dată ca un stil de muzică, ci mai degrabă dintr-un amalgam de stiluri derivat îndeosebi din ragtime și blues, cărora li se adaugă armoniile europene. Nu vom trece mai departe până nu vom defini cele două stiluri ce stau la originea jazzului. Ragtime-ul apare spre finalul secolului al XIX-lea și este o muzică de dans dedicată pianului, al cărui mare reprezentant este Scott Joplin. Iar bluesul provine de la cuvântul blue, care înseamnă trist, și reprezintă muzica pe care sclavii de culoare o cântau pe plantațiile de bumbac, muzica a cărui text făcea referire la discriminare și la nedreptățile la care erau supuse persoanele de culoare. Odată apărut stilul jazz, acesta se răspândește cu rapiditate și trece prin diverse subgenuri, printre care Dixieland, urmat de swing, bebop, cool jazz, free jazz, fusion și jazzul contemporan. Dixieland, denumit și jazz tradițional, este primul stil de jazz orchestral, apărut la începutul secolului 20 la New Orleans, reprezentantul acestei perioade fiind binecunoscutul Louis Armstrong. Datorită lui Louis Armstrong, muzica a trecut de la ansamblurile orchestrale spre accentuarea rolului solistului, vocal sau instrumentist. You keep blowing, you still growing, you still going strong. Stilul swing aduce în fața publicului orchestre mari, denumite big band-uri. Acesta este un gen muzical dansabil ce se traduce prin balansare, legănare și are ca reprezentant pe Benny Goodman. Dacă stilul swing era considerat o muzică dedicată maselor, bebop-ul era o formă de jazz intelectual. Caracterizat prin tempouri rapide, frenetice, acesta renunțând la partea dansabilă a jazzului și apropiindu-se mai mult de partea tehnică. Ca reacție la bebop a apărut stilul cool jazz, stilul relaxat, cu origine pe coasta de vest a Statelor Unite în jurul anilor 50. Acesta avea un tempo mai lent și sonorități inspirate din muzica clasică. Odată
odată cu dezvoltarea stilului free jazz, se rupe complet tradiția cu jazzul clasic, renunțându-se la orice regulă, nemai ținându-se cont de melodie, armonie sau de ritm. Spre sfârșitul secolului al XX-lea, jazzul migrează spre alte genuri muzicale, influențând muzica pop, rock, muzica clasică, muzica de film și muzica ambientală. Una dintre caracteristicile cele mai importante ale jazzului este libertatea de interpretare, jazzul fiind recunoscut ca stil improvizatoric. Improvizația este devierea de la discursul melodic principal. Este ca atunci când interpretezi un rol și nu-ți mai amintești exact replica. Ce faci? Încerci să improvizezi, inventezi o frază care să rămână totuși în context. Muzical vorbind, interpretul improvizează o linie melodică ce nu intră în conflict cu structura armonică a melodiei, iar acest lucru face ca o lucrare muzicală să sune diferit de fiecare dată când este interpretată. Un exemplu de improvizație instrumentală ar fi... improvizație vocală denumită scat, în care artistul improvizează cu propria voce imitând un instrument muzical, utilizând sunete și silabe fără sens. Se spune că Louis Armstrong ar fi inventat scatul, când în timpul unui concert partiturile i-ar fi căzut de pe pupitru, iar acesta nu-și mai amintea versurile. Instrumentele utilizate în muzica jazz se împart în secțiunea ritmică, este compusă din baterie, adică set de tobe, pian, chitară și contrabas. Și secțiunea melodică, interpretată de saxofon, trompetă sau clarinet. Printre reprezentanții de seamă ai genului se numără Scott Joplin, Bessie Smith, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Charlie Parker, Ray Charles și, bineînțeles, părintele jazzului simfonic, George Gershwin. Dacă inițial teritoriul privilegiat al muzicienilor afro-americani a fost America, în prezent jazzul ocupă un loc în domeniul artei înalte, fiind interpretat și ascultat în întreaga lume ca o nouă muzică cultă. Pentru a vă verifica cunoștințele legate de evoluția muzicii jazz, utilizați testul interactiv din descrierea videoclipului.